șoferului. Orașul Pitești a rivalizat pentru câteva ore cu Veneția. A fost de ajuns să plouă continuu timp de 6 ore pentru ca străzile să se transforme în canale, iar persoanele aflate în pericol să fie salvate cu bărcile. Aceleași probleme s-au înregistrat și în localitățile limitrofe, dar acolo oamenii sunt obișnuiți. Nu e ploaie mai serioasă care să nu le transforme curțile în piscine. Bine ați venit în localitatea Bradu, aflată la câțiva kilometri de Pitești. De la intrare, un sătean întâmpină cu porțile deschise. Accesul vă este permis doar dacă aveți cizme de cauciuc. Dar să lăsăm glumele, pentru că acești oameni au de suferit ori de câte ori plouă. Această familie și-a vândut apartamentul de la oraș ca să-și construiască o vilă frumoasă la țară. Acum regretă amarnic această decizie. Este dezastru fiecare ploaie care vine. De când ne-am mutat aici de 4 ani, aceeași problemă avem. Dați-vă curtea plină, mașina! Mașina care nu mai funcționează! Apa am scos-o, dar s-au blocat sistemele de frânare. N-au închis ochii toată noaptea, nici nu aveau cum, atât timp cât apa le ajungea încet încet la pervaz. Dar nici la oraș n-a fost mai bine. După 6 ore în care a turnat cu găleata, multe străzi au dispărut sub apă. O bătrână de 70 de ani și fiul ei, imobilizat la pat, au fost scoși din casă cu barca pneumatică. E mare apa la dumneavoastră în casă? Cum vă simți, doamnă? Rău. V-a intrat apa în casă? În casă, până la genunchi. A fost solicitat pentru o bătrână de 70 de ani cu atac de panică, fiindcă am înțeles că i s-a inundat casa. Misiunea pompierilor nu s-a încheiat. Într-o altă locuință, alți oameni aveau nevoie de ajutor. E mama cu băiatul, ginerile, Nora. Apa a intrat chiar și în apartamentele aflate la parterul blocurilor. Când ploaia s-a oprit, locatarii și-au găsit mașinile mutate la 20 de metri distanță față de locul în care le parcaseră. E mașina băiatului meu aici și vreau ca să-i o trag afară și n-am cum. E sub apă cu totul. Are cârlit? În zonele joase din Pitești, apa a ajuns la 2 metri pe străzi. A inundat până și stația CET, iar jumătate din locuitori au rămas fără apă caldă și căldură. Reprezentanții societății de termoficare dau asigurări că problema se va rezolva diseară.